Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Ziua de astăzi a început cu acțiuni de urmărire penală efectuată de către Procuratura Anticorupție la sediul Băncii Naționale a Moldovei în dosarul privind frauda bancară. Șefa Serviciului de Presă din cadrul Procuraturii Generale, Maria Vieru, a confirmat pentru postul nostru de televiziune efectuarea acestor urmăriri acțiuni de urmărire penală la BNM. Totodată, procurorul general Alexandru Stoianoglu a anunțat că a eliberat o ordonanță prin care a permis reținerea a 4 persoane. Este vorba de ex-guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatoarea Emma Tăvârță și actualii viceguvernatori ai BNM, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. Noi suntem siguri că Banca Națională a fost nemijlocit implicată în fără de legile legate de furtul miliardului, a declarat Stoianoglu după ședința Consiliului Procurorilor. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost lichidate în interesul lui Vyacheslav Platon, care intenționa să instituie monopolul pe piața financiar-bancară din Moldova. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă de Ilan Șor, președintele partidului politic Șor. Deputatul a subliniat faptul că un rol decisiv în această operațiune l-au jucat fostul viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbârță, și fostul șef al Departamentului de Supraveghere Specială, Ion Ropot. Acesta s-ar fi autonumit în calitate de administrator special al BEM și a gestionat banii pe care BNM i-a alocat în calitate de garanție de stat. Ilan Șor a subliniat că societății i se impune nejustificat ideea precum că el ar fi responsabil de furtul miliardului, iar acest lucru se face intenționat pentru a-i proteja pe autorii reali ai fraudei și ca să frâneze procesul de restituire a banilor furați. Acești bani din bugetul de stat au fost luați de către funcționarii de la Banca Națională și repartizați băncilor comerciale. Când am preluat Banca de Economii, care era jefuită, toți știau perfect că banca era jefuită până la venirea investitorilor privați. Președintele partidului politic Șor, Ilan Șor, a mai menționat că în procesul de lichidare a celor trei bănci comerciale, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, pentru care au fost alocate 13 miliarde de lei, au fost implicați angajați ai Băncii Naționale. Domnul Platon se afla într-o relație bună de prietenie în acel moment cu viceguvernatorul BNM, Emma Tăbârță, și anume ea controla în acel moment toate băncile comerciale. Și vă demonstrez legătura lor de prietenie prin aceste corespondențe. Aici sunt multe detalii interesante, mesaje și discuții. De asemenea, Ilan Șor a declarat că și șeful Direcției Rezoluție Bancară din cadrul BNM, Ion Ropot, este implicat în furtul bancar. Domnul Ropot singur s-a autoproclamat primul administrator al Băncii de Economii după înlăturarea acționarilor și el, în calitate de funcționar, a distribuit cele 13 miliarde de lei furate de la stat. În același timp, deputatul Ilan Șor a precizat că BNM a alocat suma de 13,3 miliarde de lei în calitate de garanție de stat pentru salvarea celor trei bănci. Deși băncile nu aveau această necesitate, iar acționarii nu au solicitat acest lucru. Ulterior, în cele trei bănci a fost instituită supravegherea directă care presupunea cheltuirea banilor la discreția sa, iar banii din cele trei bănci au început să fie scoși după 30 noiembrie 2014, când BNM a instituit regimul de supraveghere directă. Totodată, Ilan Șor a declarat că în sectorul bancar criza și panica s-au amplificat, mai ales după declarațiile lui Igor Dodon despre problemele de la BEM. Atunci noi asta nu înțelegeam, dar acum este foarte clar că asta a fost prima premisă pentru alocarea și cheltuirea a 13,3 miliarde de lei. De asemenea, Ilan Șor a subliniat că președintele Igor Dodon și ministrul justiției Fadei Nagachevski aplică o presiune fără precedent pe magistrați și procurori în vederea obținerii unei sentințe de condamnare, dar și pentru a ascunde implicarea unor funcționari în frauda bancară. În același timp, Ilan Șor a spus că este gata să vină în fața instanței doar cu două condiții: să-i se anuleze mandatul de arestare și să fie ședințele libere pentru presă,
ceea ce au cerut și avocații săi tot timpul. Purtătorul de cuvânt al președintelui nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu, iar telefonată mai târziu, aceasta avea telefonul deconectat. Ministrul Justiției, Fadei Nagacevski, a scris pe o rețea de socializare că își exercită mandatul conform Constituției și în interesul Republicii Moldova. În contextul declarațiilor făcute ieri de către deputatul Ilan Șor, am încercat să obținem și o reacție din partea Băncii Naționale a Moldovei. Purtătorul de cuvânt al instituției nu ne-a răspuns la telefon, iar la solicitarea pe care am transmis-o pe adresa băncii, până în acest moment nu am primit niciun răspuns. Cel puțin 10 deputați din fracțiunea Partidului Democrat ar fi gata să părăsească formațiunea condusă de Pavel Filip. Anunțul a fost făcut de liderul grupului parlamentar Pro-Moldova, Adrian Candu, în cadrul unei emisiuni televizate. Potrivit lui, parlamentarii nu ar agrea o coaliție dintre PDM și PSRM. Printre cei nemulțumiți ar fi Vasile Bâtcă și Ghenadie Verdeș. Am încercat să luăm legătura cu deputații vizați, însă aceștia nu ne-au răspuns la telefon. Totodată, în ceea ce privește decizia democraților de a accepta invitația la negocieri lansată de socialiști, Candu susține că la mijloc ar exista mai multe circumstanțe pentru ca liderul democraților Pavel Filip să-și dorească o coaliție cu PSRM. Anterior, 7 deputați democrați au părăsit PDM și au creat grupul parlamentar Pro-Moldova. Coronavirusul s-ar putea transmite și prin intermediul bancnotelor. Din acest motiv, Organizația Mondială a Sănătății a avertizat populația din întreaga lume să se spele cât mai des pe mâini și să încerce să folosească bancnotele și monedele mai puțin. Între timp, ultimul bilanț arată că peste 95.000 de oameni din 84 de țări sunt infectați cu virusul periculos. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății spun că ar fi mai indicat ca oamenii să folosească mai mult plățile cu un card contactel, ceea ce reduce la minimum contactul dintre oameni, iar tranzacțiile sunt efectuate în mod automat. Și asta pentru că, explică OMS, COVID-19 nu este exclus să persiste mai multe zile pe bancnote. În urma acestei declarații, Banca Angliei a lansat un apel public către oameni să se spele pe mâini cât mai des după ce folosesc banii. China și Coreea de Sud sunt primele țări care, încă de luna trecută, au început să dezinfecteze bancnotele intrate în uz, într-o încercare disperată de a opri răspândirea coronavirusului. Oficialii folosesc aparate cu raze ultraviolete sau temperaturi ridicate pentru a steriliza banii, care erau sigilați ulterior timp de 14 zile, după care erau repuși în circulație. Între timp, bilanțul deceselor provocate de coronavirus în întreaga lume se apropie de 3.300, cele mai multe victime fiind înregistrate în China. În acest moment sunt aproape 95.500 de cazuri la nivel global, virusul fiind atestat în 84 de țări. Bilanțul continuă să crească alarmant în Coreea de Sud, Iran, dar și în Statele Unite ale Americii, unde au fost înregistrate 9 decese. Totodată, o altă navă cu 2.300 de oameni la bord se află în carantină într-un port grecesc. Asta după ce un pasager austriac debarcat recent a fost testat pozitiv cu noul coronavirus în țara sa. Potrivit informațiilor, pasagerul debarcase în Italia. Încă 2 cazuri suspecte de coronavirus au fost înregistrate în Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, este vorba de 2 adulți care au revenit din zonele infectate din Italia. Testele pentru coronavirus vor fi efectuate pe parcursul zilei. În ultimele 24 de ore, la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală s-au adresat 44 de persoane. 26 dintre ele au fost internate cu gripă, infecții ale căilor respiratorii superioare și toxi-infecții alimentare. Este ilegală și abuzivă, astfel a comentat partidul politic Șor decizia Comisiei Electorale Centrale privind excluderea din cursa electorală a lui Vitalie Balinski, candidatul formațiunii în alegerile parlamentare noi, organizate în circumscripția 38 Hâncești. Potrivit lor, ar fi vorba de o comandă politică a guvernării socialiste a lui Igor Dodon. Membrii formațiunii susțin că vor întreprinde toate acțiunile pentru a-și face dreptate și vor sesiza instituțiile internaționale despre abuzurile guvernării. Contactată de redacția noastră, șefa Serviciului de Presă a Președinției, Carmena Stârpu, nu a răspuns la telefon pentru a oferi un comentariu.
Candidatul Partidului Șor la funcția de deputat în circumscripția 38 din Hâncești, Vitalie Balinsche, susține că decizia CEC este îndreptată în primul rând împotriva cetățenilor. Iar membrii Comisiei Electorale Centrale au scuipat în ochi la peste 10.000 de cetățeni din această circumscripție. Eu nu mă consider vinovat cu nimic. Eu sunt gata să dau declarații în fața oricărei instanțe și vă asigur că vom merge până în pânzele albe ca să-mi dovedesc nevinovăția mea și a întregii mele echipe. Balinsche susține că guvernarea cere excluderea sa din cursă din cauza popularității sale, care este în creștere. Pe socialist i-a speriat popularitatea mea și au mers prin aceste metode urâte. Vreau să vă spun că dacă socialiștii cred că prin asemenea metode ei vor avea succes în acest scrutin, se greșesc amarnic. Potrivit deputatului Denis Ulanov, decizia CEC este politică. Parlamentarul a mai spus că rezultatele cercetărilor sociologice arată că în prezent Balinsche este pe locul 2 în topul preferințelor alegătorilor. În ultimile 10 zile, Vitalie Balinsche a urcat de pe locul 4 pe locul 2, iar cel al socialiștilor a coborât de pe locul 3 pe 4. Balinsche arată o tendință de creștere prin poziția sa reală, acțiunile reale ale partidului, îndeplinirea promisiunilor pe care formațiunea le-a demonstrat în ultimii 4 ani. Reprezentantul Partidului Șor la CEC susține că instituția s-a transformat în avocat al candidatului PSRM în alegerile din Hâncești. Mai avem o speranță în justiția în Republica Moldova, mai avem speranță că ea totuși este. Deși actualmente sistemul judecătoresc este supus anumitor presiuni din partea guvernării, încercând să transforme, să subordoneze justiția într-o bâtă politică. Secretarul CEC Maxim Lebedinsky a refuzat să comenteze acuzațiile. Cu privire la legalitatea hotărârii Comisiei Electorale Centrale, se va expune Curtea de Apel Chișinău la momentul când vom depune cererea corespunzătoare de anulare a înregistrării concurentului electoral. Când urmează să fie depusă această cerere? În cel mai scurt timp, imediat cum se finisează procedura de redactare. CEC va solicita Curții de Apel Chișinău să examineze anularea înregistrării lui Vitalie Balinsche, candidatul Partidului Șor la funcția de deputat în circumscripția electorală 38 din Hâncești. Decizia vine după ce Partidul Liberal a depus o sesizare în care a semnalat că Partidul Șor ar fi transportat oameni organizat la Orheiland. Reprezentanții formațiunii afirmă că demersul nu este argumentat, iar evenimentul la care se face referire era, de fapt, o conferință teritorială la care a participat doar membrii de partid. Arde vegetația în zona de centru a țării. În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MEAI au intervenit în 66 de cazuri pentru lichidarea focarelor de vegetație arsă. Pompierii atrag atenția cetățenilor că arderea vegetației uscată este contraindicată. Cele mai mari incendii de iarbă și stufăriși au avut loc în raionele Hâncești, Ungheni, Strășeni, Aneninoi, Șoldenești, Cahul, dar și în municipiul Chișinău. În satul Dolna, raionul Strășeni, focul a nimicit peste 15 hectare de teren, la fel și în localitatea Alexeevka din raionul Ungheni. Alte circa 6 hectare au fost compromise în comuna Sărata Galbenă din raionul Hâncești, iar în municipiul Chișinău pompierii au intervenit în cel puțin 13 cazuri pentru a stinge flăcările. Și în sudul țării, incendiile de vegetație au mistuit 10 hectare de iarbă și stufăriși în satul Văleni din raionul Cahul. În total, în urma arderilor, au fost nimicite peste 600 de hectare de teren. În context, pompierii le amintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este contraindicată. În condiții de vânt și umiditate redusă, orice sursă de aprindere poate provoca focare de proporții. În caz de situații de risc, oamenii pot solicita ajutor la numărul unic de urgență 112.
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit de astăzi în vacanța de primăvară. Odihna lor va dura 4 zile, iar copiii vor reveni la ore luni, în data de 9 martie. Următoarea vacanță, elevii vor avea de Paști, în perioada 18-28 aprilie. În context, salvatorii și poliția au făcut un apel către părinți, îndemnându-i să monitorizeze cu atenție ocupațiile copiilor în zilele de vacanță, atunci când aceștia rămân fără supraveghere o mare parte a timpului. De asemenea, adulții sunt sfătuiți să le reamintească minorilor măsurile de prevenție și regulile de comportare în locuri publice, dar și regulile de circulație. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare alături de noi. La revedere!